La 50 de zile de la Paște, creștinii ortodoxi și greco-catolici sărbătoresc astăzi Rusaliile sau pogorârea Sfântului Duh. Bisericile au fost pline de oameni care au plecat acasă după slujbă cu frunze de nuc sau de tei, pe care le-au așezat apoi la icoane. De ziua de astăzi este legată și întemeierea bisericii creștine la Ierusalim. Cu rugăciuni în gând, sute de credincioși au ascultat în tăcere slujba din dealul Mitropoliei, oficiată de prea fericitul părinte Daniel. Cei care nu au încăput în catedrală au stat pe trepte sau direct pe bordură. Este pentru prima oară când venim la Catedrala Metropolitană din București, am mirăm Nicu Vâlcea și am ținut neapărat să o vedem. E arhiplin în biserică și am optat să rămân aici. Cum a fost slujba? Foarte frumoasă, înălțătoare. Omul care se roagă mult dobândește un suflet fierbinte, cald, plin de iubire. Și la Catedrala Mitropolitană din Iași au fost sute de oameni, unii veniți de la mare distanță ca să se roage la moaștele Sfintei Parascheva. I'm an Orthodox Christian. I am here at the church. You know, today is a big day, the coming down of the Holy Spirit. La sfârșit, enoria și-au luat ramuri verzi sfințite de preoți. O ducem acasă și o așezăm la poartă. Sărbătoarea 50.000 are loc la 50 de zile după învierea lui Hristos și la 10 zile de la înălțarea sa la ceruri. Tot în această zi, la Ierusalim, s-a întemeiat Biserica Creștină, după ce s-au convertit la creștinism aproximativ 3.000 de suflete. Dumnezeu a trimis peste Sfinții Apostoli puterea Sfântului Duh. Am venit la biserica să mă închin la Dumnezeu și să îi mulțumesc pentru faptele bune care le-a făcut. Rusaliile le aduc românilor și o altă bucurie, o nouă zi liberă, luni mai exact.